Ceea ce a spus domnul Tăriceanu, pentru că înainte de a comenta am citit exact ce a spus. A spus că nu trebuie să asistăm pasivi dacă domnul Băsescu va continua să încalce Constituția, că nu contează faptul că mai are 3 luni sau 3 zile de mandat și sunt de acord cu tot ceea ce a spus domnul Tăriceanu. Dacă se va încălca Constituția, putem foarte bine să, ba chiar cred că avem obligația, să aplicăm prevederile constituționale. Ce dacă se va încălca Constituția? Adică dacă va mai avea o nouă întrevedere cu Elena Udrea și PMP, ieșiri publice legate... Asta cu întâlnirea, după cum știți, Curtea Constituțională i-a dat voie să facă campanie electorală. Aici cred că e vorba de altceva, de faptul că în profilul prezidențial, eu vă pot spune de azi și o să le spun și colegilor mei, dacă voi fi președintele României, niciodată nu veți vedea întâlnire cu PSD la Palatul Cotroceni. Pot să mă văd colegii din PSD în viața privată, într-un loc privat, la Palatul Cotroceni, președintele are întâlniri cu partidele sau cu guvernul, nu întâlniri cu prietenii politici folosind locația prezidențială. Despre asta putem să vorbim și asta vă pot garanta.